Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am o poveste de dragoste acum de împărtășit cu voi, o poveste de dragoste foarte, foarte frumoasă și... Dacă doar ne povestești, suntem ok. E cu sunete, e foarte mișto. Ia. E în felul următor. Știți, e unul dintre cele mai cunoscute sunete din lume, este anunțul când vin trenurile de metrou în Londra. Este un anunț acolo în orice stație în care ești avertizat să fii atent la intervalul dintre tren și peron. Este faimosul Mind the Gap. Și sunt și build-uri cu asta, în fine. În anii 70, acest anunț a fost înregistrat de un actor englez care trăia în Londra cu soția lui Margaret. Deci a înregistrat asta în anii 70 și sunetul îl chema, deci am spus cum îl chema, Oswald Lawrence. Da. Și sunetul original era acesta. Mind the gap. L-am prins. Deci, vocea, da, cred că și eu. Vocea lui Oswald Lawrence, cunoscută de milioane și milioane de englezi și de turiști din toată lumea, care a fost difuzată în stațiile metroului în 2012. El a murit în 2007, la vârsta de 78 de ani. Margaret, soția lui, a început să se ducă zilnic într-o stație de metrou din apropierea casei lor, stația de metrou Embankment, doar ca să mai audă vocea soțului ei și să mai retrăiască amintiri. Și putea fi văzut acolo, stând pe o băncuță și ascultând vocea lui Oswald, care spunea Mind the Gap. Însă în 2012, într-un proces de modernizare, metroul londonez a schimbat vechea înregistrare cu una nouă. A făcut o combinație, voci masculine, voci feminine, suport digital și așa mai departe. Noua voce, nou sau nou un anunț, sunând așa. Mind the gap between a train and a platform. Mă rog, nu se aude cel mai bine, dar e o combinație care poate mai fi modernă. Auziți și acum în metroul londonez. Margaret, care s-a dus să asculte vocea soțului ei, a început să plângă când a auzit noul anunț care înlocuia vocea soțului. A cerut explicații personalului stației, a cerut revenirea la vechea înregistrare, n-a putut schimba nimic, un timp. Pentru că întreaga istorie a fost aflată, iar conducerea metroului londonez a decis ca în mod excepțional să păstreze anunțul cu vocea lui Oswald, soțul lui Margaret, doar în stația respectivă, la Embankment, astfel încât Margaret, căreia era dor de soțul ei, să poată să-l asculte în continuare oricând dorea. Frumos! Istorie înduioșătoare. Când am fost la încoronarea regelui Charles, era anunțul ăsta făcut cu vocea lui Charles, cu Mind the Gap. Serios? Da. Ce mișto. Foarte mișto a fost. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.